Avem plăcerea astăzi să deschidem această expoziție, care de fapt este ritualică, în fiecare an se repetă, însumând lucrările unor tineri sau mai puțin tineri care pregătează școala noastră și marcând, de fapt, producția pe anul în curs. Sunt toate secțiile de la secția de artă plastică. Aveți posibilitatea să vedeți lucrările începând de acolo, ale secției de grafică, condusă de profesorul Murdan Iorgoman, secția de grafică computerizată și foto condusă de doamna profesoră Stoica Corina, lucrările de pictură condusă de mine, clasa, și lucrările de design condusă de doamna profesoră Chiriță, Adei. Anul acesta, grație faptului că în această sală am mai expus și în alte dăți, ne-am gândit să expunem aici, spațiul fiind mai intim. Sper că, privind lucrările respective, să îndeplinească supravegherea noastră. Vreau să rog pe domnul director Ionașescu să ne spună câteva cuvinte. În mod tradițional, expoziția de pictură, grafică, design grafic computerizat și fotografie deschide seria Ziua Școlii Populare de Artă. Este o serie de manifestări care aduce pe parcursul unei săptămâni în fața publicului producția artistică reprezentativă a Școlii Populare de Artă din toate domeniile. Nu este întâmplător că expoziția deschide această serie, întrucât de-a lungul timpului s-a dovedit că producția artistică de la arte vizuale reprezintă unul dintre punctele forte ale activității școlii. Este cea mai importantă expoziție pe care o desfășurăm în parcursul unui an școlar. Ea face parte dintr-o serie destul de bogată, aș aminti doar faptul că în octombrie am avut o expoziție la Consiliul Județean, mai mare amploare, când am aniversat 65 de ani de la înființarea școlii. Mai de curând, în martie, o altă expoziție în cadrul Zilelor Creativității, Creat, și în noiembrie vom mai avea Salonul Bienal. Este o expoziție întregată, unitară, plăcută ochiului. Pentru noi este o bucurie faptul că putem să oferim posibilități de manifestare artistică elevilor noștri și că cu fiecare manifestare expozițională, lucrurile se prezintă mai bine în privința tehnice de lucru și cu o anumită deschidere în ce privește viziunea artistică.